Salutare! După cum am promis pe ultimul livestream, astăzi o să avem un scurt unboxing plus un review al mouse-ului Genesis Xenon 750. Vizionare plăcută, ce să zic. În cutie se găsește mouse-ul și cele două seturi laterale detașabile, prevăzute cu magneți foarte puternici, un logo Genesis pe care poți să-l lipești unde dorești și un manual de instalare. Ergonomie ajustabilă cu ajutorul celor două seturi, se schimbă foarte ușor și sunt foarte fixe. Contactele folosite de cei de la Genesis pe acest mouse sunt OMROM, care ating până la 10 milioane de apăsări, iluminare RGB Prismo, configurabilă din softul mouse-ului. Mouse-ul are o greutate redusă de doar 92 de grame, un cablu protejat sleeved, cu material împletit. Asta aduce o rezistență în timp a cablului. Cei de la Genesis spun că e un mouse profesional de gaming, deoarece folosește senzorul optic PixArt PMW3330, ce are până la 10.200 de DPI. DPI-ul este ușor configurabil în software-ul mouse-ului și se pot seta până la 6 profile. Schimbarea de profile se face foarte ușor din butoanele de lângă scroll. Tot datorită senzorului optic, lift-off distance-ul este foarte mic, un lucru foarte important pentru gameri. Și acum întrebarea mult așteptată. Merită cumpărat? Sincer, chiar dacă e un review sponsorizat de cei de la Genesis, după live-ul trecut, aproximativ 4 ore de gaming unde am jucat Firestorm și Rust, chiar nu simt nicio diferență față de celălalt mouse pe care îl folosesc până acum. Nu mă așteptam ca laturile ajustabile să fie atât de fixe. În prima fază am crezut că se mișcă și o să se simtă ca ceva cu magnet acolo, dar chiar nu e așa, sunt foarte fixe. Îmi place lumina Prismo RGB Backlight, se poate ajusta în multe feluri, doar timp să ai să te joci din softul mouse-ului. Are 92 de grame, nu se simte nici ușor, nici greu, plasticul e de calitate. Singura mea problemă cu mouse-ul acesta în cele 4 ore de gaming a fost că e puțin cam mare pentru mâna mea. Se folosesc eu zilnic, e puțin mai mic. În concluzie, raportul calitate-preț este unul bun și merită cumpărat. Aveți link în descriere cu mouse-ul de unde îl puteți cumpăra. Nu uitați să dați un like la pagina celor de la Genesis, link în descriere. Întrebarea mea pentru tine, tu ce produse de gaming folosești de la Genesis? Ne vedem pe live data viitoare. Pa, pa!